Primesc foarte des mesaje de la pacienți, de la utilizatorii de Facebook, pe site-urile pe care le am, pe paginile de Facebook și așa mai departe, pe paginile de YouTube, și îmi cer să le recomand diverse diete. Am văzut că sunteți un medic gastroenterolog, hepatolog foarte bun și v-aș recomanda hepatita B, ce regim, sau am ciroză hepatică cu virus C. Și am fost la medic și mi-a recomandat tratament, dar nu știu ce regim să iau, ce regim să țin. Sau urmez, am gastrite și urmez un tratament și nu mă simt bine, ce tratament să iau, ce regim să țin. Lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Atât tratamentul medicamentos, cât și regimul alimentar și indicațiile de regim de viață și de muncă, în mod normal ar trebui să fie personalizate. De ce? Pentru că fiecare persoană are anumite caracteristici, atât din punct de vedere al organismului, cât și de punct de vedere al stării de sănătate. Poate să aibă mai multe boli, poate că anumite medicamente nu le suportă, poate anumite alimente nu le suportă. Și mai este un lucru. Eu văd frecvent bolnav cu ciroză hepatică. Ei, am bolnav cu ciroză hepatică, cărora le prescriu un anumit regim și tratament și îmi trimit pe e-mail de obicei analize după, să zicem, 3 zile sau după o săptămână, iar în funcție de evoluție, după o săptămână, le schimb tratamentul, le măresc doza, le micșorez doza, le scot un medicament, le bag alt medicament și le pot să le schimb regimul alimentar. Sigur că mulți dintre dumneavoastră cred că regimul alimentar înseamnă regim fără sare. Nu înseamnă deloc fără sare. Și una din greșelile pe care o fac bolnavii de ficat, bolnavii cu ciroză hepatică, este că atunci când le spui să mănânce fără sare, respectă această indicație, dar ei consideră că a mânca fără sare înseamnă a mânca fără sarea din comerț. Ori consideră că sarea de Himalaya este altceva, nu e sare. Mai există cică sare cu conținut redus de sodiu. Este tot sare. Și există sare medicinală care, din păcate, este o sare care conține potasiu. Ori bolnavii cu ciroză hepatică nu elimină cum trebuie potasiu. Și dacă nu le explici la consultații că ar trebui să nu mănânce sare medicinală, te trezești cu ei la control cu potasiu foarte mare. Medicamentele care se dau pentru a elimina lichidul la bolnavii cu ciroză, diureticele, economisesc potasiu și potasiu crește sub acest tratament. Ori dacă persoana respectivă ia și sare cu potasiu, are risc de hiperpotasemie, deci are risc ca potasiu să crească foarte mult, fapt care se poate solda cu tulburări cardiace destul de serioase. Deci în condițiile în care la un bolnav cu ciroză pe care îl cunosc, eu îi schimb regimul într-o lună de zile de 4 ori și pot să-i schimb și tratamentul de 3-4 ori, cum pot să-mi dau seama de o persoană care mă abordează pe internet și îmi spune am 22 de ani și am nu știu ce boală. Ce tratament să iau, ce regim să țin? Sigur că acum este legal consultul pe internet, consultul online, dar este legal datorită situației date de pandemie, pentru că până acum 2 ani era interzis consultul pe internet. Deci până acum 2 ani legea prevedea în felul următor: consultul medical la distanță, în oricare din formele ei, din formele lui, putea să însemne telefonic, internet, e-mail și așa mai departe, WhatsApp și așa mai departe, este permis doar în situații de urgență și doar dacă bolnavul consultat este asistat nemijlocit de medicul său. Deci, practic, eu făceam consult la distanță, sunt de vorbă cu medicul bolnavului respectiv. Deci nu consultam bolnavul să-mi spună bolnavul ce îl supără și să-i dau tratament. E, acum acest consult este permis, este permis chiar și cu plată, dar eu, de exemplu, nu iubesc deloc acest tip de consult, pentru că consider că practic nu te poți lămuri complet referitor la situația bolnavului respectiv și riști foarte mult să greșești. Deci dacă aveți probleme de sănătate, cel mai bine ar fi, decât să cereți un sfat pe internet, indiferent cui, să vă sfătuiți cu medicul dumneavoastră, care, știind toate datele problemei dumneavoastră, are șanse foarte mari să vă dea un regim și un tratament corespunzător situației dumneavoastră. Sunt doctorul Dițoiu, iar informații medicale despre generale, despre diete, despre tratamente, despre reguli de viață, despre reguli de alimentație,
în gastroenterologie și hepatologie, puteți găsi pe site-urile mele am câteva mii de articole scrise. Este suficient să căutați pe Google dițoiu și regim pentru fiere, dițoiu regim pentru hepatită și așa mai departe. Dar, repet, aceste indicații sunt generale și nu se aplică automat de la un pacient la altul. De altfel, văd destul de des pacienți care vin la mine și spun a fost o rudă de mea la dumneavoastră, avea exact aceleași simptome ca mine, am urmat același tratament pe care i l-ați dat, am urmat același regim și totuși nu mă simt bine. Deci bolnavul are aceleași simptome, aparent e aceeași boală, dar nu merge bine cu același tratament. E, aici intervine individualizarea regimului alimentar și a tratamentului. Vă urez să fiți sănătoși. La revedere!